Este prima dată când încep un interviu cu atât de multă lume în spate. Ia uitați câți oameni s-au adunat aici să asculte interviul de astăzi, așa că musai trebuie să stați și dumneavoastră, pentru că sunt sigură că o să vă placă. Alături de mine este Alin Gombar. Abia aștept să-l cunosc. Ne-am cunoscut înainte cu 10 minute și am să-l iau la întrebări. Alin, te rog frumos să-ți deschizi sufletul, să fii sincer. O să încerc. Bună ziua, în primul rând. Mă bucur că ați venit aici să vă prezentăm proiectul ăsta nostru. Un proiect care sperăm să fie cât mai bun, cât mai benefic pentru copii, pentru toată lumea și, de ce nu, pentru distracție. Cum ai reușit să aduni atâta lume aici? Asta a fost efectul proiectului. Da, foarte frumos. După cum bine v-ați dat seama, suntem pe un teren de fotbal în interior, da? Și Alin este fotbalist. Da. Corect? Dar hai să o luăm așa cu începutul, să ne spui câteva lucruri despre tine. Am înțeles că tu nu ești sătmărean, spune-ne, te rog, cum ai ajuns aici? Ce-ți doreai tu de fapt să te faci când erai mic? Asta pot să zic din prima fotbalist. Da. Deci da, de la vârsta de 2 ani, să zic, de când am început să merg, primul lucru pe ce am pus piciorul a fost mingea. Eram de-abia o mână de copil. Dădeam cu piciorul minge, călcam pe ea, cădeam, iară mă ridicam și așa și-au dat seama ai mei că acolo, într-acolo trebuie să mă... fotbal da, de mic? De la vârsta de 6 ani am început și de atunci n-am mai avut nevoie de nimic. Tu ești din? Din Mediaș, de lângă Sibiu și am ajuns aici din întâmplare, pot să spun. Fratele meu este stabilit aici de vreo 6 ani de zile și... A fost întâmplare chiar înainte de pandemie, nu ne văzusem deloc în anul respectiv, era luna martie, aveam ceva liber și îl sun și zic, bă, vreau să vin la tine să stau câteva zile. Și zic, ok, hai. Și am venit, am stat și după 2 zile ce am ajuns aici, a început toată nebunia asta cu pandemia, cu închisul, cu tot, și am rămas aici până în luna iunie, din martie. Și așa am început încet să cunosc persoane, să-l cunosc pe Andrei, să-mi fac prietență. Și pe asta m-a ademenit pe mine persoanele. Nu neapărat locul, că... Am zis că ți-ai găsit și o fată, că n-ai rămas tu numai așa. Bă, timp de... General, cam așa rămân cei veniți din alte... Nu neapărat, nu încă. Toate la timpul lor, știi? Acum n-avem timp, să zic așa. Ne axăm pe ce ne interesează. Bun, și ai rămas practic aici și dorești să rămâi, da, mă gândesc? Da, chiar îmi doresc, pentru că ți-am zis, pentru mine contează mai mult oamenii decât locul, că pot să fiu și într-un cel mai mic sătuc, dacă am oamenii care trebuie lângă mine, sunt fericit. Este bine să auzim asta de la cineva care nu este de aici, că suntem oameni de treabă și că locul este frumos. Bun, și ai mers pe drumul fotbalului. Înainte jucai fotbal acolo? Da, bine, pot să zic că m-am plimbat prin toată țara cu fotbalul, am fost la multe echipe, dar bine, eu eram stabilit în Sibiu, stăteam în Sibiu de 6 ani de zile, am lucrat așa la o cafenea, deja după vârsta de 26 de ani am început să pun fotbalul pe planul 2, că au fost unele lucruri care nu au mers. De multe ori este bine să ai un plan de rezervă. Da, am ajuns la o limită la care am zis, bă, mai bine... Nu las de tot pentru că nu pot, n-am cum, n-am nicio șansă să fac treaba asta, dar am zis prioritar nu o să mai fie fotbalul, cum a fost înainte. Și aici, în satul mare, te-ai reapucat de fotbal, să spun așa, prima dragoste. Exact, știi cum e, primul lucru care l-am căutat aici a fost să-mi găsesc o echipă de fotbal, unde să fac o mișcare, să simt atmosfera cu băieții care investeau tot timpul și... Că astea fac fotbalul frumos. Atmosfera cu băieți în vestiar, o bere după meci, o caterincă și asta e. Și mișcarea, în primul rând, că mișcarea e sănătate. Așa este. Și ai ajuns la Olimpia. Da, am ajuns la Olimpia. Ce face Olimpia? Bine, deocamdată bine, suntem bine, chiar bine. Am început foarte bine sezonul ăsta. S-au disputat 3 etape, avem 3 victorii în 3 etape, suntem pe primul loc. Sperăm să ținem tot așa. Și de ce nu la anul, Doamne ajută, să ne vedem în Liga 3-a. Ce știai despre Olimpia? Sau știai ceva în tot acest timp în care ai fost în
locul da, la locul tău. Da, să știi, eu am avut o scurtă experiență cu Olimpia în perioada în care au promovat în Liga 2. Am fost aici vreo două luni jumătate, dar așa a fost situația. Atunci nu ne-am înțeles și am plecat acasă. Dar știu despre Olimpia, am prieteni foarte mulți care mi-au povestit despre Olimpia de aici. Văd acum cum sunt la echipă suporterii, care avem o legătură foarte specială cu ei, suntem prieteni, adică după meciuri vin în vestiar, povestim cu ei după meciuri, stăm, povestim și așa afli despre spiritul ăsta al Olimpiei, care... Va mai fi Olimpia ce a fost înainte? Asta nu pot să zic eu. Asta nu pot să zic eu, să decid eu, dar sper, pentru că în orașul ăsta se vede că e nevoie, se vede setea asta de fotbal, pentru că sunt foarte mulți oameni care iubesc fotbalul, care ar vrea să meargă la stadion, să vadă un meci de fotbal, să fie tribunele pline. Știi, să ai cum ar veni programul acela, bă, e sâmbătă dimineața, ce fac? Sâmbătă dimineața știu că trebuie să mă duc care meci Olimpia. Știi? Asta ar fi cel mai... și ar fi frumos, că... practic, marea majoritate oamenilor pentru asta trăiesc, pentru un pic de fotbal, te destinzi, te simți bine, urmărești un spectacol. Steaua sau Dinamo? Steaua, da. Steaua, de mic copil. Și știu că acum ai problema asta cu Steaua, cu FCSB și astea, dar pentru mine tot una e, că la urmă-urmă e jucătorii cei care au ținut echipa, nu un nume sau o emblemă sau scandalurile lor ce le-au. Bun, și ai pomenit mai înainte numele Andrei, așadar te-ai împrietenit, da, cu sătmăreanul nostru, da, Andrei Iederan, și împreună ați decis să învățați copilașii fotbal. Da, așa este. Și proiectul ăsta care la care m-am alăturat, pentru că a fost început fără mine, tot așa, printr-o pură întâmplare, s-a întâmplat acum câteva luni, când Andrei a avut nevoie de ajutorul meu, pentru că nu avea cine să țină antrenamentele cu copiii pe perioadă de vreo 2 săptămâni, și a apelat la mine și m-am acceptat cu mare drag, că pe lângă că e vorba de fotbal, iubesc și foarte mult copiii. Ce se întâmplă mai exact aici? Păi aici să luăm așa... început aici nu este un antrenament ca și oricare altul, cum faci la stadion, unde sunt 20 de copii cu care faci. Aici este un antrenament de individualizare și perfecționare. Aici grupele de copii constă în maxim 4 copii, de care poți să te ocupi individual. Și poți să, dacă vezi că greșești într-un loc, poți să oprești, să zici, haide să-ți arăt cum se face corect, să lovești mingea corect, să faci o preluare corect, să dai la poartă corect. În asta constă. Pentru că știi cum e, când ai 20 de copii, nu poți să ai așa atenție mărită pentru fiecare în parte. Dar când ai doar 4 copii, îți permiți lucrul ăsta. Și atunci când sunt 20 de copii, există riscul ca cei buni să crească și cei care nu, probabil nu sunt foarte buni, rămân acolo sau se lasă de tot, deși ai putea să scoți din ei ce e mai bun? Da, așa este, pentru că, v-am zis, e inevitabil să poți să faci chestia asta, că asta ar însemna să faci un antrenament de vreo 5 ore în fiecare zi, mai ales la nivel de copii și juniori, să stai pe fiecare în parte, să-l corectezi la fiecare pas, la fiecare... Că sunt copii care nici lucruri vin la fotbal și nici lucrurile elementare, nu le știu, gen un joc de glezne, un pas cu latul, și atunci trebuie să iei pas cu pas, să ai răbdare cu ei, să le explici, să mai faci o joacă cu ei, să mai glumești cu ei, Să vină cu drag, că nici nu poți să-i constrângi să... În cât timp îți dai seama dacă un copil are talent sau nu la fotbal? Știi cum e, că mai ales în ziua de azi nu e totul de talent. Ai nevoie și de foarte multă muncă, că degeaba ai talent dacă nu muncești. Că talentul e talent, că l-ai, cu ăla te naști. Dar ca să ajungi la un anumit nivel și să-ți depășești acel nivel, să ajungi la cel mai înalt nivel, e nevoie de foarte multă muncă. Pentru că fără muncă nu rezolvi. Talentul te ajută, cât te ajută până la o anumită vârstă. Dar de la o vârstă încolo ai nevoie de foarte multă muncă și disciplină.
Care a fost visul tău, așa să spun, când erai mai tânăr? Că atunci când faci fotbal îți dorești să ajungi la echipe mari. Sunt unii care ajung, sunt unii care nu ajung. Cei care ajung, ajung că sunt foarte buni sau de multe ori nu doar asta contează? Păi știi că asta e o întrebare foarte grea. Mai ales în ziua de azi, cum văd eu lucrurile, să știi că nu mai contează doar de tine. Nu contează doar de tine, nu ești tu singurul factor pentru care se decide soarta ta, să zic așa. Ai putea fi foarte, foarte, foarte bun, dar să nu ai nici susținere financiară, nici susținere din spate, să zic așa, și îți vine un jucător care nu poți să-i spui slab, mediocru, da? Care se vede că are un pic de talent și astea și are toată susținerea și poate să vină să-ți ia ție locul. Da, pentru că sunt foarte multe cazuri care copii foarte talentați la vârsta de 18 ani neavând nicio șansă și astea au decis să renunțe. Și așa se risipesc talentele, cel puțin la noi în țară. Care este fotbalistul tău preferat? Messi. Sau vorbim la nivel național? Da, hai să vedem și la nivel național. La nivel național nu am neapărat un jucător anume, pentru că urmăresc foarte mult fotbalul, dar unul dintre jucătorii care îmi plac foarte mult, deși toată lumea zice că e grăsuț, că e nu știu ce, sunt doi care sunt la fel, ca și construcție, mai grăsuț, mai asta, e brazilianul Eric de Oliveira și Constantin Budescu, care mi se par cei mai tehnici jucători din Liga 1. Da? Da. Și eu mă uit foarte mult la fotbal, involuntar, că se uită soțul meu de fapt. Și atunci când sunt campionate, deja știu că da, cam așa. Programul nostru este diferit. Cam așa e, da. Când e zi de fotbal, e zi de fotbal, nu? Cam tot timpul este fotbal, că la mine asta este problema, eu tot spun, dar tot timpul sunt, acum e important, dar tot timpul spui că sunt importante. Vezi că sunt diferite competiții, uite, na, cel puțin acum în vară am avut parte de european, care îți dai seama că la n-ai cum să ratezi, că odată la 4 ani, de la trebuie să profiți la maxim. Meciuri în fiecare zi, chiar de 2-3 ori pe zi erau meciuri. Acum au început campionatele interne, marțea și miercuri ai Champions League, deci sunt competiții importante toate. Ce spun copilașii care vin aici? Ca și cine vor să fie? Ca și Ronaldo, mă gândesc. Încă nu mi-au spus mie direct, dar îi văd când vin la antrenament, îi văd pentru că vin cu tot felul de echipamente. Unii vin cu echipament cu Messi, unii cu echipament cu Ronaldo și așa îmi dau seama de ei, fiecare cum. Da. De câte ori vă întâlniți? O dată pe săptămână și atunci tragem tare, facem și muncim, ne și distrăm. De la ce vârstă poți să vină copilașii? De la 6 ani, că dacă, să zic, aș face grupe de sub 6 ani, deja de la 5 ani jos, aș face decât joacă cu ei. Pentru că încă e vârstă fragedă, nu pot să îmi permit să am pretenții de la ei. Dar cu ei trebuie să faci cât mai multă joacă, să fie plăcere, să râdă, să se simtă bine, să facă un pic de alergare. Pentru ei mișcare e importantă. Nu neapărat antrenamentele, exercițiile propriu-zise care le fac pentru perfecționare. Trebuie să fii și un prieten pentru ei, nu să... Da, în primul rând. În primul rând, asta e premisa. În primul rând, bă, trebuie să fii prieten cu ei. Să vezi că îți vin cu drag, nu? Să vină părintele să zică, haide că astăzi mergem la antrenament și să fie copilul, iar trebuie să mă duc la antrenament. Atunci nu mai are rost să vină da. În cealaltă parte mai aveți un spațiu de joacă, mai evadează copiii și se duc la spațiu de joacă. Da, uite, asta încă e o chestie. Am mai multe grupe, cel puțin joi, am 3 grupe, am de la 5, de la 6 și de la 7. Sunt mulți care vin la 5. Și le spun la părinți să vii cu o jumătate de oră mai târziu după mine, că după ce am terminat antrenamentul, ba fug și se joacă un pic de FIFA, ba se joacă cio-cio, ba cum avem jocurile în față, profită. Și le spun părinților, veniți mai târziu după noi că vrem să ne jucăm puțin și noi. Și da, stau aici și profită. Mulți părinți încearcă în ziua de astăzi să-i aducă la cât mai multe activități, să le ocupe timpul, pentru că telefoanele... Da, îți ocupă tot timpul, da. Și sunt, chiar am și copii aici care cum vin, sunt cu telefonul în mână și cum ia să pun mâna pe telefon și le-am zis,
lăsați telefonul, cât suntem aici, lăsați telefonul, nu vă gândiți la telefoane, nu vă... că aici facem mișcare, facem sport, ne simțim bine, nu avem nevoie de telefoane. Și aș vrea să le sugerez și părinților, că am făcut și un grup de WhatsApp pe WhatsApp cu ei, cu care mă înțeleg mai ușor și așa, și chiar aș vrea să le propun chestia asta când vin copiii, să nu-i mai lase să vină cu telefoanele aici. Să le lase acasă, când merg acasă, dacă vor să joace pe telefon, dar aici nu. Aș vrea să pun un banner de la așa, știi, fără telefoane. Da. Casa ta, regulile tale. Da, corect, cam așa e. Cum crezi că te văd ei pe tine? Trebuie să fii și dur în anumite momente ca da, să... Da, chiar uite, întrebarea asta nu mi-am pus niciodată cum mă văd ei copiii pe mine. Că eu încerc să fiu tot timpul eu, să fiu cu ei deschis, să fac glume. Uite, și la antrenamentele astea care le facem, avem în aparat acesta, avem 15 mingi și un exercițiu durează cam vreo 2 minute, pentru că aparatul acela aruncă mingi, 15 mingi și cum e grupa formată, la început de fiecare exercițiu le spun, haideți, astăzi, în exercițiu ăsta câte goluri dați? Și zic, 4, 5, 6, ok, 6 goluri, dacă dați 6 goluri, fac eu 10 flotări. Dacă nu dați voi 6 goluri, faceți voi 10 genuflexiuni. Și o văd așa ca o motivație pentru ei. Și chiar am pățit cu o grupă de copii în care îmi spuneau, am făcut pariu și după pariu am uitat de el, am trecut la alte exercițiile astea, la sfârșit am făcut partea de final cu ei și la sfârșit tot timpul dau mâna cu ele, mulțumesc pentru antrenament și chiar când să ieșim din spațiu de aici, îi vedeam pe copii că nu voiau să iasă și stăteau acolo la ieșire și tot își dădeau coate așa, ba care să zică, ba, și la un moment dat se întoarce un copil spre mine și zice, dar domnul antrenor, nu v-ați făcut flotările? Da, am început să râd, am executat, că asta a fost pariul cu ei. Bun, care este continuitatea a ceea ce se întâmplă aici? Aici vin copiii, te ocup de ei individual, dar mă gândesc că își doresc să joace fotbal în echipă, să... Da, fiecare copil care vine aici joacă și la echipă, e la o școală de fotbal, ceva, la o echipă de junior. Da, aici vin, cum ar veni... Nu știu, eu le-aș descrie ca la școală niște meditații, știi? Cam așa. De canto. Se fac. Da, bun, da. Și vă gândiți și voi să faceți o echipă, uite, poate... Asta nu ne-am gândit, poate pe viitor, da, da, dar nu știu. Nu știu încă, ar fi o situație, nu știu, nu l-aș vedea pe Andrei. E ceva duce viitorul, nu? Da, l-aș vedea și pe Andrei un pic antrenor așa să... Sau l-aș pune un pic așa la treabă și pe el să vedem cum se descurcă și el ca antrenor. Pe partea de manager se vede că se descurcă, dar acum să încerce și lucruri noi. Alin, spune-mi ce-ți place aici în Satul Mare, așa punctual, exact. Ce ți se pare că este diferit față de ce aveți voi acolo? Nu m-am uitat așa după un loc anume, un spațiu anume. Îmi plac foarte mult oamenii, da, pentru că cu marea majoritate a oamenilor cu care am interacționat am avut un feedback pozitiv, am primit tot timpul înapoi, dar bine, e vorba că aici știi cum e, că ce dai aia primești. Dar, nu știu, mâncare... Deci astea două, pe materie de burgeri și pizza arată așa de la Don. Ce întrebare ți-ai adresat dacă ai fi în locul meu? Da, asta chiar e grea. Dă-mi voie să mă gândesc un pic. Nu te-am întrebat eu ceva despre ce ți-ar fi plăcut să vorbim? Sincer, chiar nu știu, mai luat așa prea de tot și chiar... De dorul de casă, cât de dor îți da, este de casă? Da, știi, da, mi-e dor de casă și mai ales acum, fiind nou venit aici în oraș, îți dai seama că am început să am acum activitate, să mă stabilesc, să am și eu activitățile mele pe lângă antrenoratul copiii, fotbalul, am și eu joburile mele și asta e, da, acum mă cam strânge timpul și nu prea îmi permit. Da, dorul ăsta de casă e unul dintre, că deja am 3 luni de când am mai fost acasă și vorbind în fiecare zi cu ai mei, îți dai seama și ei îmi tot zic că mi-e dor de tine, da, și mie mi-e dor de ei, da.
Sunteți voi doi frații sau mai aveți? Nu, doar noi doi suntem frați. Ați părăsit. Da, și da, vezi, uite, și în faza că a fost frate mi-a permis. El a avut un pic mai mult timp ca și mine, el a fost săptămâna trecută acasă. Îți dai seama, mama, fiind toți acolo, m-au sunat, am vorbit cu ei, mama a început, ce aș fi vrut să vii și tu aici, și... Și am, na, acum ce să fac? Facem niște sacrificii, că mai ales acum că-s la început de drum, până mă stabilesc, până am programul meu, nu aș vrea să dau cu piciorul. Da, totuși vezi că trebuie să vedem întâi ce-i prioritar pentru noi și... Exact, știi, mai ales venind într-un loc nou, nu poți să zici, ai bocnit din degete, gata, mi-a rezolvat tot, stabilit. Trebuie să ai un pic de răbdare, trebuie să încerci mai multe locuri până găsești unde îți place. Dar ei vin la voi. Da, da. Uite, asta e, că ei fiind pensionari, ei au mai mult timp liber și tot timpul le zicem, dacă vreți, haideți voi la noi, pentru că noi dacă venim, știți cum suntem, când suntem strânși de timp, venim, stăm maxim 2 zile, după aceea trebuie să plecăm, dar voi când veniți, stați câte o săptămână și putem să avem și activități aici toți 4 și e mai ok așa. Da, și așa e ademenim, să zic așa, să vină ei încoace, deși e drumul destul de lung. Da, așa este, dar totuși suntem în România, așadar sunteți acasă, nu sunteți plecați nici tu, nici fratele tău, peste hotare. Da, exact. Uite, da, chiar am foarte mulți prieteni peste hotare care vorbesc și ei zic cu dorul de casă și astea, dar știi cum e, că într-un fel pot să zic că și eu înțeleg, chiar dacă sunt aici în țară, tot și la mine e dorul de casă, da, și tot sunt plecat și eu și într-un fel înțeleg și pe ei. Alina, îți mulțumesc tare frumos, ai un suflet bun. Vă mulțumesc și eu din suflet și sper să ne mai vedem. Doamne ajută. Doamne ajută și na, la cât mai mulți copii și la cât mai multe antrenamente. Așa să fie.